Și vești bune pentru angajații CEO, liderul de sindicat Gabriel Căldăruș a declarat că până pe 25 iunie se va acorda prima tranșă din voucherele de vacanță. Astfel, 20% dintre angajații vor beneficia de aceste etichete în această lună. Gabriel Căldărușe spune că în ultima ședință de la Complexul Energetic Oltenia s-a stabilit data până la care va fi acordată prima tranșă a voucherelor de vacanță. Ceea ce privește voucherele de vacanță, asta a fost și solicitarea noastră și la ședința anterioară, să stabilim cu exactitate data la care vor începe să fie acordate aceste vouchere de vacanță. S-a stabilit în ședința de azi, maxim 25 iunie, să fie acordată, să zic, prima tranșă la aproximativ 20% din angajați. Căldărușa a mai declarat că toți salariații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de vouchere de vacanță. Cei care au bilete până în data de 20 iulie vor primi aceste vouchere sau mai bine le vor fi încărcate acele carduri, urmând ca luna următoare să fie acordate la fel 20% și în perioada următoare. Bine, acum dacă ținem cont și de concediile care pot fi acordate, credem, noi considerăm că pot să fie onorate pentru toți salariații care vor pleca în concediu și cu certitudine toți vor beneficia de aceste vouchere de vacanță. Fiecare angajat al Complexului Energetic Oltenia va beneficia de câte un voucher de vacanță în valoare de 2080 de lei.